Ziua alegerilor ne găsește nepregătiți, deși scrutinul a fost organizat din timp, iar președinții secțiilor de votare au participat la numeroase instruiri. În mai multe secții din județ, alegătorii au avut la dispoziție aceeași urnă pentru Senat și Camera Deputaților. Deși legislația electorală prevede urne separate pentru Senat și Camera Deputaților, mai multe secții de votare din Sălaj au urnă comună pentru ambele camere decizionale. De vină par a fi președinții secțiilor de votare care aveau competența de a verifica materialele electorale primite în ziua dinainte alegerilor. Deși reprezentanții Biroului Electoral Județean precizează că acest gen de situații ar fi trebuit să fie raportate Biroului de Circumscripție Județeană Sălaj la raport de sâmbătă, aceștia informează cetățenii că existența unei urne comune nu va afecta procesul electoral. În concluzie, voturile vor fi valabile chiar dacă ajung în aceeași urnă. Precizăm că situații de acest gen au fost raportate în comunele Măieriște, Letca și Bănișor.